Noua variantă a coronavirusului Omicron, identificată mai întâi în Africa de Sud, dar depistată la scurt timp și în Europa și Asia, stârnește îngrijorare la nivel mondial, având în vedere numărul mare de mutații pe care le comportă. Se pare că microbul se răspândește mai ușor sau chiar evită anticorpii căpătați în urma vaccinării sau a unei infecții anterioare cu SARS-CoV-2. O nouă tulpină SARS-CoV-2 depistată în Africa de Sud produce îngrijorare printre oamenii de știință. Are o listă lungă de mutații, fiind complet diferită de alte variante care au circulat până acum. Nici reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară, iar unii spun deja că această situație a fost plănuită și nu există nicio variantă nouă a coronavirusului. Altoită? E altoită, cred că. Da? Păi ce părere să mai am? Atâtea tulpini au venit, lasă, vină și asta. Cum vine așa, treci. Nu e nicio tulpină, nu e nicio tulpină. Este o minciună la nivel mondial. De cealaltă parte, sunt persoanele care sunt îngrozite de noua tulpină SARS-CoV-2 și se așteaptă la ce este mai rău de la valul 5. E periculoasă, nu. Să sperăm că va fi bine. În orice caz trebuie să ne ferim, ca și până acum. Este teamă? Teamă. Este teamă pentru ai mei, în primul rând. Eu sunt vaccinat. Mi-e frică. Am auzit că e periculoasă, mai periculoasă ca asta care a fost. Ce sunt părere să am? Să ne împăzim, să ne ferim. Noua variantă are peste 30 de mutații la proteina Spike, vizată de actualele vaccinuri. În plus, ar putea să facă ineficiente anumite tratamente COVID-19, inclusiv cele pe bază de anticorpi monoclonali. De asemenea, este suspectată că a determinat o creștere a numărului de noi infecții în Africa de Sud. În plus, experții în sănătate sunt de părere că vaccinarea ar trebui să rămână o prioritate, în ciuda suspiciunii că s-ar putea să nu mai funcționeze atât de bine împotriva Omicron, dar este posibil ca vaccinurile să ofere în continuare o anumită protecție față de situația în care corpul ar fi lipsit de orice apărare.